make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. După cum vedeți, am picat tocmai în finalele împotriva Realului, împotriva lui Real Madrid. Incredibil așa ceva, împotriva lui Real Madrid, atât de devreme să o eliminăm. Doamne, doamne, cât de bine ar fi să o eliminăm, să câștigăm chiar Liga Campionilor. E foarte greu, foarte greu, poate și nici cu cine vom pica finală, PSG sau Bayern. Dar măcar să trecem de Real, primul meci pe Bernabeu. Începe meciul, nu trebuie să jucăm cu frică, trebuie să fim chiar ce să mai, să fim motivați, mă. E și Di Maria aici, wow, ce jucători au Realul. Încep tare, dar Maxim e mai tare chiar decât Ronaldo, l-a deposedat acolo excelent. Ne va fi greu totuși împotriva lui Real Madrid, un egal pe terenul lor ne-ar pica excelent, dar au o echipă superbă Real Madrid, ce-i drept. Di Maria l-a deposedat, a trecut ușor acolo de la Tovlevi și intrare de fericire care nu a fost foarte bună. Noi reușim să scăpăm, hai să nu jucăm chiar așa de... Ober pentru Toni Kroos, Toni Kroos, apără Silviu Lung, doamne, apără Silviu Lung, este, reușim să scăpăm prin Silviu Lung Junior, eroul nostru până acum. Încercăm să schimbăm partea la Bruma, Arveloa a recuperat acolo, Realul până acum a fost superioară nouă, Bale, acum Modric pentru Bale, băi, dar cât de reinspirat e Realul astăzi. Era aici în stânga, jucătorul acela, Modric, nu a vrut să dea acolo, i-a dat lui Bel care era în offside. Incredibil, doamne, doamne, cât de derutat sunt astăzi cei jucători de la Real Madrid. În sfârșit, mingea trimisă de noi a ajuns în careul lui Casillas. O la Tomlevici pentru Prepeliță, Prepeliță acum deposedat de Toni Kroos, wow, wow, deci nu putem ajunge în careul lor, dar... Trebuie măcar să stăm în apărare, să vedem acum, să vedem pe Di Maria, Di Maria foarte bine acolo, Fernando Varela, trebuie să avem oameni puternici, asta ne lipsește nouă, oamenii puternici așa în dueluri, acolo a scos foarte bine Varela auto pentru echipa noastră, să nu așteptăm mingile, este un alt detaliu să spun așa. Matei acum pentru Chamberlain, vede bine pe Maxim, pasă bună la Chamberlain, Maxim din păcate a greșit pasa care trebuia să ducă la Filip. Modric acum, Khedira, suntem pe finalul primei reprize, 2 minute de prelungire, Cristiano Ronaldo la balon, deposedat de Edgar, foarte bună deposedarea lui Edgar, din păcate a greșit pasa, a fost recuperat balon de Fabio Coentrao, acum Toni Kroos pentru Modric marchează! Tu ești o merdă, Modric, merdă! Oh, l-a lobat aici pe Silviu Lung, incredibil! Alt jucător nu reușeau astfel de execuție, incredibil! Luca Modric, incredibil acest jucător! Iată pe Maxim ce face aici! Oh! Gareth Bale, un la unul cu Yasmin Latovlevi și intrarea lui Bale, respinsă foarte bine de Edgar Le. Oh, Le, jucător care este învățat-l cu astfel de dueluri contra Realului, cel puțin împotriva lui Real B. Hai, contraatacul acesta, să vedem acum faza aceasta, Filipul vede bine pe Chamberlain, Chamberlain, preluare bună, Chamberlain, gol! Primul șut, primul gol, ocazie și gol pentru Steaua, Chamberlain, nimeni altul decât Chamberlain marchează, o pasă foarte bună primită acolo de la Filip, iar Chamberlain în o execuție are Cristiano Ronaldo, cum a dat el în plasa laterală un astfel de șut. Din o astfel de poziție, doar că nu s-a lăsat pe minge. Chamberlain egalează pentru echipa noastră, este 1-1, Realul este egalat pe Santiago Bernabeu. Wow, incredibil, totuși este în ofensivă prin Di Maria, centralul Di Maria pentru Ronaldo, respinsă de Gardoș. Recuperăm posesia balonului, suntem la centru terenului, în jumătate adversă acum Maxim pentru Bruma, haide Bruma, Bruma, fă ceva, Bruma, minge pentru Filip, mai departe la Maxim, Maxim pentru Matei, 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 în bară, ce ocazie, gol! Chamberlain, în minutul 78, reușește să marcheze după bara lui Matei, cu poarta goală, Chamberlain marchează Casillas, spectator acolo, incredibil, Oxlade Chamberlain, e omul meciului, o dublă pentru el în meciul acesta, uluitor acest jucător, minutul 70, 80, ce să mai, reușește să marcheze.
Ho, ho, ce bine ne ținem. Ronaldo acum oprit foarte bine. Gardo și care jocul e oprit pentru noi. E minge pentru noi. A intrat și Karim Benzema în locul Khedira. Wow, dar oare cine va coborâ acum? Pentru că Benzema nu va juca sigur mijlocaș central cum joacă Sami Khedira. Wow, minutul 84, Realul este condusă pe Bernabeu. Incredibil. Asta datorită lui Alex Oxlade-Chamberlain. Un adevărat jucător. Chamberlain acum pentru Bruma. Din prima Bruma cu entrau acolo a blocat. Este minutul 87. Trebuie acum să nu luăm gol, pentru că o victorie pe Bernabeu, ne-ar fi foarte, foarte bună. Benzema pentru Gareth Bale. Gareth Bale, Varela e mor și el. La fel și Edgar Lee. Coentrao acum la unul cu Edgar Lee. Centrarea lui Fabio. Coentrao, Ronaldo. Ronaldo. Marchează, din păcate, Cristiano Ronaldo. Să aștept, nu ploaie aici pe Bernabeu. Minutul 90 marchează și egalează pentru Real Madrid. E, asta este. Am fost conduși, am egalat, am intrat în conducere și până la urmă am fost egalați. Superb meci, 4 goluri aici împotriva Realului. Iată pe Bruma! Ole! Bara lui Bruma! Oh my fucking god! Cum se termină meciul cu Bruma? Din păcate nu a dat gol din execuția asta. Ce meci, doamne! Și iată că Chamberlain a fost un meciului 8,7 nota sau o dublă în acest meci. Da, deci am făcut meci bun împotriva Realului. În deplasare, să nu uităm asta, pe terenul lor am reușit. Oh, Chamberlain și-a mărit contractul cu noi, asta este bine. Am reușit să facem un egal care ne va fi, spun eu, de folos în retur pe terenul nostru. Filip, din păcate, are roșu în campionat. Trebuie să-l schimbăm pe Lucian Filip, să vedem, totuși îl vom băga pe Neagu, da? În acest meci împotriva celor de la Petrolul, dar trebuie să facem și o echipă mai inventată, să spun așa. Tore, Maxim trebuie să iasă. Așa, nici să văd, avem prea mulți portari la rezerve. Pamhoi a crescut și el 60, wow. Bruma iese să intre, mai bine Pârvulescu pe banda aceea unde este Bruma, pentru că Pamhoi nu poate să joace pe bandă. Așa, Pamhoi, Prepeliță, nu, să-l scoatem pe Prepeliță, să-l băgăm pe Pamhoi. Vom juca cu echipa inventată împotriva celor de la Petrolul Ploiești. Așa, să intre și Horio ăsta. Să scoatem pe Cojocaru, să băgăm pe altul în locul său. Adică doi portari la rezerve când n-ai de ce. Edgar Lee și el la rezerve. Gardoș îl scoatem și pe el și îl băgăm totuși pe Edgar. Îl băgăm în centru cu Varela. Și începe meciul, un meci care începe cu noi, wow, reveniți după victoria, dacă îi putem spune așa, de la Bernabeu. Am fost un egal 2-2, am și condus în meciul acela și ne pregătim cu acest meci de returul care va urma împotriva celor de la Real Madrid, dar pe terenul nostru, pe Național Arena, unde sperăm să facem o figură bună, să ne calificăm în finala Ligii Campionilor. Finala mult dorită de noi. Neagu acum, Roman Honio și minge pentru Garcia Tore. Are viteză bună acest jucător. Tore ajunge la balon, centrează, o centrare care este în aut. Tore acum poate scăpa, Garcia Tore o pasă, o schimbare de parte la Campins. Campins acum în marginea careului, trage peste poartă Campins cu latul. A încercat acolo în fine și s-a dus puternic. Și șută la fosculatul peste poarta lui Plesania. A rămas aici în poarta Petrolului. Petrolul Ploiești, care nu știu dacă îl mai are în atac pe Toto Tamuz. Mutu sigur nu mai e de ieșire acolo. Mutu este titular acolo, am văzut. Mengolo a primit o pasă de la Mutu. Iată-l acum pe Mustivar. Mustivar trece de Neagu. Mustivar! Oh my god! Mustivar marchează. Din păcate suntem conduși, lucrurile se complică. Dacă vom fi conduși cam pe minutul 60, vom fi obligați să băgăm. Bine, dar totuși acest gol a fost marcat în minutul 30, dar spuneam că vom fi obligați, dacă lucrurile se vor complica, să băgăm titularii noștri, care trebuie să-i amenajăm pentru meciul cu Real Madrid.
Program foarte încărcat, foarte, foarte încărcat pentru echipa noastră și încă o fază încercat să-și la Petrolul. Mult o pasă pentru jucătorul acela, Nepumenco sau cum îl chema, nu s-a înțeles acolo la Tomlevic cu Silviu Lung și până la urmă a scos cornerul pentru Petrolul. Neînțelegere clară, uite așa dacă era pe poartă mingea aia, era gol. Silviu Lung iese până la urmă și reține cu bine. M. Dani Honoi, o pasă care ajunge până la urmă la Tovlevici. Latovlevici a reușit să scoată autul pentru echipa noastră. Pârvulescu acum pentru Panhui pentru Garcia. Tore oprit de Gerson și este aruncare de la margine pentru noi. Este Pârvulescu acum. Pârvulescu schimbă partea, schimbă la urcarea lui Diaz. Fernandez o pasă pentru același Paul Pârvulescu, are viteză bună. Pârvulescu evită doi adversari, pasează până la urmă la Honoiu. Șut prins de Plesania. Atâta tam-tam pentru nimic, un șut prins în brațe de Plesania, încă balonul a rămas în brațele sale. Pârvulescu are cale liberă, se duce însă într-un adversar, trece Pârvulescu, cât de bine a gândit aici Paul Pârvulescu, bine a gândit Mâță, centrare și gol! Panhui egalează, Panhui reușește să aducă egalarea, Panhui! Dintr-o fază făcută perfect de Paul Pârvulescu, centrare bună, iar Panhui cu capul a reușit să marcheze, cât de mult s-a înălțat aici, iar Plesania este spectator, fază creată aici de Paul Pârvulescu, cum am mai spus, și Panhui reușește să marcheze 1-1, în minutul 52, deschiderea de prinse secunde, egală pe Petrolul Ploiești. La scorul ăsta nu mai băgăm titulare, bine, am discutat până la urmă și chiar și dacă Mustivar acum întoarce balonul, foarte bine recuperăm, să vedem fața aceasta, o fază periculoasă aproape de finalul meciului construită de noi, Pârvulescu, pasă care ajunge până la urmă la Hinoio, din păcate a greșit pasa aici, Plesania a reușit să prindă în brațe. Ce să mai, dacă luăm un punct, sper să ne păstrăm prima poziție, suntem pe primul loc. Dar să vedem după meciul acesta pe ce loc mai suntem. Într-un moment greu, suntem pe finalul sezonului și am făcut un egal. Oricum, ajungem în semifinalul Ligii Campionilor împotriva, în returul semifinalului Ligii Campionilor împotriva lui Real Madrid. Este returul, după cum spuneam, cu toate că m-am repetat. Să vedem în clasament. Suntem pe primul loc în continuare, 74 de puncte, da, un punct în fața lui Dinamo București. Nu cred că mai trebuie să pierdem niciun meci dacă vrem să câștigăm campionatul. Bayern a bătut în tur pe PSG cu 1-0. Cu Bayern am picat în final. Bine, vom pica în finală dacă ne calificăm, dacă batem pe Real Madrid. Da, asta în episodul următor. Acest episod s-a terminat. Până data viitoare, rămâneți cu mine și sayonara!